Salutare tuturor! Eu sunt Bibi și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi suntem în pădure și mă scuzați că nu m-am postat de atâta timp, dar știți cum este cu școala și nu mai am avut idei de videoclipuri și astăzi am venit în pădure, dar am vrut să vă arăt și vouă pădurea. Hai, sunt niște brazi. Imediat o să vin și eu aici. Ia uitați-vă, sunt foarte frumoși. Wow, sunt foarte frumoși brazii. Brăzicii acestea sunt foarte frumoși. Ia uitați-vă. Sunt și sunt o grămadă, deci o grămadă. Uitați-vă câți urmează, câți vor urma în spatele meu. Ia să vă arăt și vouă ce braz ne place. Uite ăsta, are două de alea. Dar sunt la acela, acela. Acești brăduți sunt de vânzare. Cred, nu știu, dar sunt de vânzare. Și sunt naturali. Sunt foarte multe frunze pe jos, zici că este toamnă. Ui. La prima margine. Uitați-vă pe mami. Op. Uite. Ia, uitați. Da, uite, da, se are. Să ia așa alea de jos. Ia. De ce să le stai? Sau uite. Acesta este tăiat. Este tăiat. Acesta este tăiat, uitați. Este tăiat. Nu înțeleg de ce, dar este tăiat. Ce frumos e aici. Să-l scrieți în comentarii dacă ce brăduți alegeți. Artificiali sau naturali? Iar naturali. Pentru că au un miros așa, parcă ești la munte. Nu știu cum o vedeți, da. Ia, uitați-vă. Mamă, e frate, nu soare. Așa se va arăta. Da. Sunt foarte mult. Acesta este unul mic, este un pui. Acesta nu este tăiat. Oh, mamă. Oh, mamă, uite-te ce este spatele meu. Așa dacă puteți să te dea. Ia, uitați-vă. Câți sunt? Vedeți? Câți sunt? Puteți vedea? Ia, hai, baby, înapoi. Deci mergem înapoi? Da. În această pădure, iarna, eu am fost aici și am văzut două căpioare. Mie nu-i vezi, odată este pe aici într-un. Dacă auzi sunete pe fundal, l-au mai spus în părinții mei. Și iar să trecem pe lângă o grămadă de brăduți. Acesta este tăiat. Și acesta, și acesta. Mami, ce să-i pui? Ia uite, aici este rupt. Tăiat, rupt. Săraci. Ia uite că sunt rupti. Sunt o grămadă.
întrerupți. Da. Foarte frumos. Nu vreau să mă tragă curentul. Acasă era, este foarte cald afară, dar în pădure este răcoare. Nu e vreo? E foarte frumos în pădure! Uite, acum o să trecem pe lângă tuia. Dar înainte de tuia sunt niște... Știi cum se numesc ăștia? Mergem aici cu portofelul la tine? Așa... Acum este o grămadă de noroi, uitați! Uitați tuia! Tuia am și eu acasă. 6 cât cam. Mami, aici, ăștia sunt tot tuia? Sunt tot tuia? Da, da, mai mici. E o altă rasă. Tuia. Ia uitați-vă ce piticăni. Hai, sunt tufe. Ia uitați-vă. Wow. E foarte mult noroi. Mamă, ce noroi. Doamne, ce noroi în pădure. Oh my god, cât e noroi. Deci, am intrat în noroi și pe aia am frunze. Ia uitați. Ăștia sunt la mijlocii. Crezi ciudat, mie nu-mi plac. Mie nu-mi plac. Să-mi scrieți în comentarii, v-am arătat o grămadă de brăduți. Să-mi scrieți în comentarii care v-a plăcut cel mai mult. Ia uitați, gard din lemn. Din copăcei. Aici se vând. Nu vreau să mă tragă curentul la urechi, că nu este bine. Oh my god, deci aici cred că sunt tuia sau... Mami? Mami? Da, mami. Ăștia sunt tot tuia, dar mai, numai că mai mari? Uitați-vă, tuia, așa o să avem și noi? Oh my god! Uite niște tufi. Tufi. Vezi ce frumos crezi? Ia uitați-vă. Uite, spre exemplu. Ce să faci cu ăsta în mijloc acolo? În mijloc acolo. Mi-am crezut că de asta mi-a fi plăcut. De decor. Iau, o să-mi asacat și mai frumos. Uite. Cum o flor pe margine așa, bradul la felul ăsta în mijloc. Mamă, deci uitați-vă ce brăduți mari. Vedeți acolo, în spate? Pot să fac mare. Acolo în spate sunt foarte mari, deci foarte, foarte mari. Ok. Și cam acesta a fost videoclipul. Să nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe și ne vedem data viitoare. Pa!